Bună seara, dragii mei telespectatori! Iată-ne din nou la emisiunea noastră de miercuri, Ora de Sănătate. Eu sunt Mirabela Istudor și împreună cu invitata mea, pe care o să o descoperiți în curând, vă vom prezenta în această seară un subiect de larg interes și vă invit să ne puneți întrebările dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook Sud-Vest TV sau apelând numărul cu tarif normal afișat pe ecran. Dragii mei, invitata din această seară, căreia îi mulțumesc foarte mult că a ales să fie alături de mine în această emisiune, este doamna dr. Daniela Raitz. Bună seara! Bună seara și vă mulțumesc frumos că ați acceptat invitația mea. Medic primar neurolog la Spitalul Județean de Urgență din Timișoara. Vom vorbi, dragii mei, în această seară despre accidentul vascular cerebral. O patologie foarte des întâlnită, spun eu, dar o să ne lămurească doamna doctor în curând. Spuneți-mi, vă rog, pentru început, ce înseamnă accidentul vascular cerebral? Să lămurim încă de la început termenul, să fie de înțeles pentru toată lumea. Accidentul vascular cerebral e, de fapt, un grup de afecțiuni care determină un deficit neurologic focal de cauză vasculară. Deoarece aceste afecțiuni sunt brusc instalate, sunt denumite generic accident. În secolele trecute mai erau numite apoplexie, pentru că surveneau brusc, fără niciun, așa zis, semn premonitor, în plină stare de sănătate. Nu e o singură boală, sunt, de fapt, o multitudine de variante clinice și clinico-etiologice. Spuneți-mi, vă rog, de câte feluri sunt aceste accidente vasculare cerebrale, dacă ele sunt de mai multe feluri? Într-adevăr, clasificăm în două, trei categorii. Spun două, trei pentru că e o categorie mare de accidente vasculare ischemice, e o categorie mare de accidente vasculare hemoragice și putem adăuga ca o variantă separată accidentele care sunt care au cauză venoasă și care sunt trombozele și tromboflebitele cerebrale. Ocupă o poziția aparte. Putem spune că unele sunt mai grave, altele mai puțin grave? În general, accidentele vasculare sunt mai grave în funcție de dimensiunea accidentului vascular și în funcție de localizarea lui. Și se pare că o serie de etiologii determină accidente vasculare cerebrale mai serioase cu consecințe mai importante pe termen lung. Haideți să discutăm puțin despre care ar fi factorii de risc. Care sunt persoanele care au un risc mai crescut pentru a dezvolta această patologie? Factorii de risc, în general, se împart în factori de risc neinfluențabili și influențabili. De ce așa? Pentru că, pur și simplu, nu ne putem schimba vârsta, care este un important factor de risc pentru accidentele vasculare cerebrale. Nu ne putem schimba sexul pentru că, să zicem, până la o vârstă, sexul masculin este mai predispus la accidente vasculare cerebrale, iar sexul feminin face accidente vasculare mai grave. Nu ne putem schimba genetica, deci dacă avem un anumit profil al lipidelor, asta nu o putem schimba ca genetică, dar, mă rog, putem interveni terapeutic asupra lor. Dintre factorii modificabili, pe primul loc este hipertensiunea arterială. Este cel mai important factor de risc, dar nu sunt de neglijați ceilalți factori de risc, cum este diabetul zaharant, care face ca accidentul vascular să apară la vârste mai tinere decât la ceilalți pacienți. Dislipidemiile, adică creșterea colesterolului, creșterea trigliceridelor și a lipidelor în sânge. Și nu sunt de neglijat absolut deloc factorii ce țin de obiceiurile persoanelor, cum ar fi fumatul, etilismul, sedentarismul, obezitatea. Deci ar trebui controlate.
Sunt factori pe care efectiv îi putem controla. Da, putem trata hipertensiunea arterială, putem trata diabetul, putem trata dislipidemia, putem renunța la fumat, putem să schimbăm dieta, putem să ne transformăm din persoane sedentare în persoane care sunt active, fac sport și fac mișcare mai multă. Și aceste lucruri ne protejează foarte bine. Acum, asta nu înseamnă că noi vom scăpa definitiv și irevocabil de riscul de accident vascular cerebral. Până la urmă, o persoană din patru va avea un accident vascular la un moment dat în decursul vieții. Dar contează dacă pacientul face o hemiplegie masivă la 65 de ani sau face o hemiplegie masivă la 95 de ani. Deci ceea ce obținem prin modificarea stilului de viață și prin controlul factorilor de risc, obținem ani de calitate a vieții și ani de funcționare independentă în societate și până la urmă ani de demnitate umană. Că tot ați amintit de hemiplegie, haideți să lămurim un pic ce înseamnă hemiplegia și hemipareza. Care ar fi diferența dintre acestea? Hemiplegia este un deficit motor, adică o paralizie a unei jumătăți de corp. Această paralizie este intensă, astfel încât pacientul nu poate mișca deloc mâna sau piciorul, nu îl poate ridica de pe pat, nu îl poate mișca. Hemipareza este tot un deficit motor al unei jumătăți de corp, dar de data asta pacientul are conservată o parte din mișcare. Poate ridica mâna, poate mai greu, nu cu viteza și forța necesară, dar totuși există ceva mișcare în hemicorpul afectat. Ați spus la un moment dat că o persoană din patru va ajunge să facă accident vascular cerebral. Țara noastră, unde se situează ca și factor de risc sau ca și cauză de mortalitate? În general, în lume, accidentele vasculare cerebrale se situează cam pe locul 4 ca și mortalitate generală. Pe primele locuri sunt cancerele, sunt patologia cardiovasculară, cancerele. În România, accidentul vascular cerebral ocupă poziția 3 și România nu e singura țară care are o incidență mai crescută și risc de mortalitate mai mare, ci tot lagărul, așa zisul lagăr de est, și în țările ex-sovietice și în Bulgaria, rata de accident vascular cerebral este foarte crescută. Voiam să vă mai întreb, când auzim termenul de accident vascular cerebral, îl mai auzim și pe cel de accident ischemic tranzitor. Ce înseamnă acest lucru și care este diferența dintre aceste două denumiri? Accidentul ischemic tranzitor este o formă de accident vascular cerebral. Diferența este că, să zicem, accidentul ischemic tranzitor este un fel de semnal de avertizare. Este un fenomen ce poate să preceadă instalarea unui deficit motor masiv. Acum, etiologia accidentelor vasculare cerebrale este foarte diferită. Etiologia, adică cauzele. Printre cele mai frecvente cauze sunt cauzele aterotrombotice. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că pe vasele de sânge, pe vasele arteriale, se depune în timp colesterol, eventual calciu și se formează plăci de aterom. Deci ateroscleroza aia despre care auzim în lumea laică este acest fenomen de depunere a colesterolului și a calciului pe plăcile de pe peretele vascular. În anumite condiții, acele ateroame se denudează, mă rog, se zgârie, să zicem, și fiindcă sunt zgâriate, pe ele aderă o mulțime de trombocite într-un efort de reparație. Dar aceste trombocite care se agregă în ideea de a repara leziunea de pe peretele vascular, până la urmă reușesc să înfunde vasul. Și toate țesuturile care depind de acel vas sunt ischemiate, adică nu mai primesc oxigen.
Acest fenomen este un fenomen biologic. Intervin și factorii fibrinolitici care lizează acel trom de pe vase. Și dacă vasul a fost înfundat 3-4 minute, a intervenit fibrinoliza, a desfundat vasul, din punct de vedere clinic vom asista la fenomene de deficit neurologic. Eu știu, pacientul nu poate mișca mâna dreaptă, pacientul nu poate vorbi, pacientul vede, nu mai vede într-o jumătate a câmpului vizual. Și factorii fibrinolitici desfundă vasul, pacientul își revine la normal, după care iarăși apare o aglutinare de trombocite și iar se manifestă deficitul motor. Faptul că vine și trece acest deficit motor face ca accidentul să fie denumit ischemic tranzitor. Dar dacă leziunea aia și placa aia este instabilă, adică într-adevăr este lezată, la un moment dat trombocitele alea rămân aderente de placă și înfundă definitiv vasul. Consecința este accidentul ischemic constituit, care nu mai vine și pleacă, ci este constituit și dă un deficit motor important de obicei, care se vindecă lent și greu. Ne întreabă un telespectator care vrea să-și păstreze, să-și ascundă identitatea, dacă există vreo șansă ca accidentul ischemic tranzitor să producă sechele neurologice permanente. Prin definiție, este tranzitor. Deci dacă e un accident ischemic tranzitor, înseamnă că este complet remisiv în 24 de ore. Dacă lasă sechele, nu mai este tranzitor. E accident vascular constituit. Am înțeles. Deci accidentul vascular cerebral este cel care lasă sechele permanente, iar cel ischemic tranzitor se pare că nu. Dragii mei, vă invit să lăsați comentarii cu întrebările voastre pe pagina noastră de Facebook sub BSTV. Iată, acum aveți ocazia de a întreba pe cineva care știe ce vorbește și știu sigur când spun acest lucru. Aș vrea să vă mai întreb, doamna doctor, care sunt semnele clinice de accident vascular cerebral? Dacă vedem, nu știu, o persoană căzută în stradă, să spun, cum ne dăm seama dacă această persoană a suferit un accident vascular cerebral? Există posibilitatea să știm acest lucru? Așa, pur și simplu, dacă vedem o persoană căzută pe stradă și nu avem alte informații, nu putem ști că fix este un accident vascular cerebral. Poate să fie o criză epileptică, poate să fie infarct miocardic, pot să fie o grămadă de alte boli. Dar trăsăturile esențiale accidentelor vasculare cerebrale sunt deficitele neurologice focale. Și prin chestia asta spun foarte multe lucruri, de fapt. Sunt trei vorbe, dar de fapt poate fi deficit motor, adică e paralizat de obicei pe o parte. Poate să fie tulburare de vedere, nu mai vede în jumătatea stângă sau dreaptă a câmpului vizual. Poate să fie o tulburare de limbaj, pacientul nu mai poate vorbi. Poate să fie tot o tulburare de limbaj în care pacientul vorbește, dar nu înțelege ce îi se spune și atunci comportamentul lui este ciudat și neașteptat pentru cei din jur. Pacientul dintr-o dată poate să nu mai aibă ochii cu axe paralele, ci să devină strabic, să aibă un decalaj al unui glob ocular și să vadă dublu. Deci sunt o mulțime de semne care identifică accidentul vascular cerebral. Ne întreabă un telespectator dacă se întâmplă unei persoane din familie acasă, putem acorda primul ajutor? Nu se poate acorda propriu-zis primul ajutor. Primul ajutor este să sunați la salvare, pentru că în terapia accidentului vascular ischemic există o fereastră terapeutică și fereastra aia terapeutică nu este prea lungă, este de 3 ore. Ok, se poate prelungi la 4 ore jumate, dar până la urmă nu se poate întinde pe 2-3 zile. Dacă avem oportunitatea să intervenim terapeutic în primele ore de la debut, atunci consecințele accidentului vascular pot fi mult reduse.
Deci, în loc să avem un pacient cu o hemiplegie masivă pe care îl recuperăm foarte greu, dacă intervenim terapeutic la timp, putem avea un pacient cu ceva deficit motor care se recuperează în câteva săptămâni și are cu totul altă viață. Să înțelegem că nu este ca și la un stop cardiovascular, când facem o resuscitare, dacă știm să o facem corect, deci trebuie intervenit terapeutic în acest caz. Da, pentru că pacientul, să zicem, nu mai mișcă bine mâna. Ce să-i faci ca și aparținător? Nu ai ce să faci efectiv. Pacientul respiră bine, nu are niște semne asupra cărora să intervii. Dar recunoașterea semnelor de accident vascular este o problemă de interes public, pentru că accidentul vascular este o patologie frecventă și această fereastră terapeutică nu se lungește prea mult. Până la urmă, timpul înseamnă creier. Cu cât trece mai mult timp de la debut, cu atât mai mult creier se pierde și creierul pierdut nu îl mai recuperăm sub nicio formă. Creierul pierdut nu se mai reface, e pierdut definitiv. Ce se reface? Se reface creierul care nu e distrus de tot și preia o parte din sarcinile creierului distrus. Dar nu avem fenomene de divizare și refacere a creierului, cum spre exemplu ar putea să fie la ficat. Vă mulțumesc, dragii mei, văd că ne urmăriți în număr mare și tocmai mă bucură acest lucru, pentru că, iată, ne spunea doamna doctor cât de important este să se recunoaștem semnele clinice, să intervenim la timp, să sunăm la 112, pentru a nu rămâne cu sechele pacientul. Haideți să discutăm puțin despre investigații. Cum se pune diagnosticul în spital de accident vascular cerebral? Accidentul vascular cerebral este recunoscutibil după semnele clinice. Deci dacă un pacient s-a paralizat în câteva minute acasă în timp ce era la coasă sau în timp ce gătea sau în timpul nopții și noi recunoaștem factorii de risc și circumstanțele de apariție, practic putem să zicem că acest pacient are accident vascular cerebral. Ce nu putem să știm chiar așa din prima, putem doar să bănuim, este etiologia accidentului vascular. Deci este ischemic sau este hemoragic? S-a rupt un vas sau s-a înfundat un vas. Și atunci există niște criterii clinice după care ne orientăm, dar sunt criterii totuși de orientare, nu sunt de certitudine. Așa că în toate protocoalele de intervenție pentru accidentul vascular cerebral, primul gest care se face este acela al unui computer tomograf. Nu pune diagnosticul, de fapt, ci doar exclude accidentul vascular hemoragic, pentru că ăla se vede din prima și se poate diagnostica pe computer foarte bine din primele minute, momente. Accidentul ischemic constituit necesită un timp mai îndelungat pentru a da semiologia completă imagistică. Dar ne este important acest mijloc diagnostic pentru că se poate face rapid, durează câteva minute și putem să ne încadrăm în fereastra terapeutică pentru tromboliză. Pentru că prea multe vieți se pierd și sechelaritatea este prea mare, deși avem mijloace terapeutice pe piață, la nivel european există o inițiativă care se cheamă Angels Initiative, care își propune, pe de o parte, să facă cunoscute semnele bolii în populația largă, astfel încât să se apeleze repede la doctor și, pe de altă parte, să organizeze un sistem de transport și de asistență medicală foarte bine pus la punct, astfel încât pacientul să poată beneficia de tromboliză, că acum despre asta este vorba, în timp util. Și sunt chiar create salvări care sunt dotate inclusiv cu computer tomograf, cu aparatură de laborator,
care, de cum au preluat bolnavul de acasă până la spital, deja îi fac toate investigațiile necesare, astfel ca tromboliza să poată fi inițiată, poate chiar în salvare. Pentru că cu cât mai repede se inițiază tromboliza, cu atât mai mari sunt șansele de a nu se constitui accidentul vascular cerebral. Deci, primul lucru pe care îl facem este computer tomograful, să știm în ce categorie ne aflăm. Dar imediat se face și un set de analize de laborator, pentru că contează dacă pacientul are glicemie crescută, contează dacă sunt alte elemente care ne pot orienta și sunt pacienți care sunt pe anticoagulanți și ei nu se pretează la tromboliză și atunci trebuie să știm dacă INR-ul este adecvat, deci sunt niște analize de laborator care de asemenea se fac în urgență. Dacă avem și evaluarea clinică, până la urmă evaluarea clinică este cheia, pentru că tromboliza nu se poate face la orice accident vascular, se aleg accidentele vasculare de gravitate medie, se exclud cele foarte ușoare care oricum au evoluție bună și pacienții nu trebuie să fie supuși riscului trombolizei. Deci accidentele vasculare foarte ușoare se exclud și asta e rezultatul evaluării clinice. Și accidentele foarte, foarte grave de asemenea se exclud pentru că acolo riscurile depășesc beneficiul. Deci există și un interval clinic în care putem să acționăm cu tromboliza. Nu e numai timpul, ci e și calitatea accidentului vascular. Deci este evaluarea clinică. După ce s-a făcut tromboliza, pacientul a rămas, n-a rămas cu deficit motor, începe un proces de căutare și identificare a factorilor de risc. Pentru că dacă pacientul nu mai este în fereastră terapeutică, trecem la a doua etapă a tratamentului și aceea este de prevenție secundară. Adică pacientul care a făcut un accident vascular are aceeași factor de risc, că ea nu dispar peste noapte, deci este în continuare la risc de a face un alt accident vascular și un alt accident vascular. Și atunci trebuie identificați factorii de risc cu mare atenție și tratați factorii de risc. RMN-ul este util din mai multe puncte de vedere. Odată pentru localizarea exactă a accidentului vascular și pentru a putea stabili un prognostic mai bun. Nu ne ajută pentru tratament, că până la urmă tot la fel tratăm și un accident vascular de 2 cm ca și unul de 5 cm. Deci asta nu este util pentru efectiv tratament, dar prognosticul poate să difere în funcție de dimensiunea leziunii și în funcție de localizarea leziunii. Și atunci RMN-ul ne ajută odată cu asta. Pe urmă se fac niște secvențe mai speciale la RMN, difuzie-perfuzie și se verifică mismatch-ul, mă rog, sunt niște termeni și putem să știm cât la sută din zona ischemiată este salvabilă, pentru că o parte din creier este doar în suferință, nu este pierdut definitiv. Și atunci miza în etapa asta este să salvăm cât mai mult din creierul din zona de penumbră, din creierul care nu s-a distrus complet. De asemenea, RMN-ul ne ajută să vedem angio, cu secvența lui angio, ne poate arăta dacă pacientul are ateroame importante la nivelul carotidelor sau vaselor creierului, care la o adică s-ar putea stenta, dacă și ele întrunesc niște condiții. Deci este un mijloc foarte important, îl folosim aproape regulat la majoritatea pacienților, pentru a elabora planul terapeutic de prevenție secundară și pentru a putea spune prognosticul pe termen mediu și lung al pacienților.
Dopplerul se folosea într-o vreme cu mare, mare avânt ca să stabilească dacă suntem boli porniți de la plăcile de aterom, dacă ateromatoza e importantă, dacă s-a revascularizat un segment arterial. Acum noi îl facem efectiv la Spitalul Județean mai selectiv, nu chiar la toți, deși poate că ar trebui făcut la toți. Avem două întrebări. Să începem cu prima întrebare. Ne întreabă cineva ce înseamnă stentare și cât este de bună. Să ne imaginăm un vas care este tubular și la un moment dat, în lumenul lui, în gaura lui, există, să zicem, o depunere aterosclerotică. Deci este o înfundare. Să ne imaginăm că acel vas este elastic. Și acum, acea înfundare îi ia din lumen. Și dacă ia 70-80% din lumen, rămâne destul de puțin ca să treacă sângele de care avem nevoie. Da, trece sângele de care avem nevoie. Numai că la un moment dat s-ar putea ca sângele ăla, cum am zis, se lezează vasul, să facă un cheag fix acolo unde vasul este mai strâmtorat. Și atunci se intervine endovascular cu un stent. Este un dispozitiv metalic, nu e feromagnetic, cred că mai nou nu mai sunt feromagnetice, deci sunt compatibile cu remeneu, și se împinge peretele vasului astfel încât să recapete lumenul inițial. Acest stent, dintr-o stenoză de 80% din lumenul vasului, face ca vasul să-și revină la dimensiuni normale, dilatându-l spre exterior, nu spre interior. Stenturile în momentul de față sunt destul de sofisticate, în sensul că unele sunt prevăzute inclusiv cu medicament în ele ca să nu se înfunde, sunt făcute din materiale care să fie remene compatibile. Tehnologia de implant e destul de bine cunoscută și este o modalitate foarte bună de a preveni accidentul vascular cerebral de natură tromboembolică, deci care pornește de la ateroame pe carotidă. Când e vorba de cord, de asemenea salvează viețile pacientului și salvează cordul, dilatând acele vase care sunt ateromatoase, înfundate și insuficiente ca debit. Vă mulțumim frumos pentru explicație, sperăm că telespectatorul nostru a înțeles. Dacă nu, așteptăm cu alte întrebări ca să lămurim situația. Și încă o întrebare, dacă accidentele vasculare cerebrale vechi se văd la computer tomograf? Accidentele cerebrale vechi se văd, mai degrabă se văd alea vechi decât cele noi, dar și accidentele vasculare au și ele o dinamică, pentru că suntem niște ființe vii, se întâmplă lucruri în creierul nostru. Dacă accidentul vascular a fost foarte mic, se poate întâmpla ca procesul de vindecare să facă posibil să nu se mai vadă la computer tomograf, dar se poate întâmpla și ca în locul zonei ischemiate, zonei sufocate, să apară o așa zisă lacună. Deci un fel de gaură în care există LCR. Deci în principiu accidentele vasculare cerebrale vechi se văd la computer tomograf cu condiția să aibă o anumită dimensiune. Dacă sunt prea mici, e greu de reconstituit. Am înțeles, sperăm că v-a ajutat răspunsul. Și încă ceva, cât de puternice sunt durerile de cap în timpul unui accident vascular cerebral? Dacă accidentul vascular cerebral este ischemic, pacientul poate să nu aibă niciun fel de senzație la cap. Deci, cefaleea nu este un semn pentru accidentul vascular cerebral ischemic. Durerea de cap este prezentă, foarte mare, în hemoragia subaracnoidiană, care este o formă de accident vascular cerebral hemoragic. Acolo durerea se instalează brusc, în secunde,
Este o cefalee atroce, cum pacienții n-au mai simțit niciodată în viața lor. E atât de puternică durerea de cap că pacientul nu suportă lumina, nu suportă zgomotul, nu mai stă cu ochii deschiși, varsă. Deci, în hemoragia subarachnoidiană avem o cefalee foarte particulară, pe care noi, ca și clinicieni, o recunoaștem imediat. Această cefalee nu vine și nu pleacă. Că odată rupt un vas de sânge și inundând creierul, suprafața creierului, sângele ăla rămâne acolo și are efect iritativ. Și durerea aia de cap stă, nu fluctuează. Zile, săptămâni, treptat, diminuă, este adevărat. Dar nu este o cefalee episodică. O altă situație în care există durere de cap în accidentul vascular cerebral este în hemoragia cerebrală. Iarăși, sângele are efect iritativ pe meninge și din cauza asta apare durere de cap, vărsături și deficit motor. Dar hemoragia trebuie să fie de un anumit volum, deci trebuie să fie o hemoragie relativ mare ca pe pacient să-l doară cap. Dacă hemoragia este mică, pacientul poate să nu aibă niciun fel de durere. Creierul nu are terminații senzitive. Deci creierul poți să-l tai, poți să-l prăjești la omul viu că nu simte nimic. Pentru că nu are propriul aparat senzitiv. În schimb, meningele, craniul, scalpul, vasele au terminații nervoase și doar când acestea sunt afectate, apare durerea de cap. Se mai întâmplă să existe durere de cap în accidentul vascular vertebro-bazilar, pentru că acolo sistemul vertebro-bazilar e sensibil la diferențele de presiune și la fenomenele hemodinamice și, într-adevăr, acolo putem avea ceva durere de cap. Dar durerea de cap nu este specifică accidentului vascular cerebral ischemic. Iată, dragii mei, ce frumos ne-a explicat doamna doctor cum este cu durerea aceasta de cap în accidentul vascular cerebral și era nevoie de această lămurire pentru că la nivel general se credea că această durere de cap este specifică pentru accidentul vascular cerebral. De asta am și vrut să aduc în discuție acest lucru și noroc cu telespectatorii noștri care ne aduc aminte ce mai trebuie discutat, pentru că până la urmă emisiunea este pentru dumneavoastră, să înțelegeți mai bine care sunt patologiile frecvente, cum ne protejăm, cum ne apărăm împotriva lor, cum le prevenim. Și vă mulțumesc că interacționați cu noi și ne scrieți multe mesaje. Mai avem de lămurit o problemă, se pare. Se poate ca un pacient să fi făcut un accident vascular cerebral fără să știe și să-l descopere peste câțiva ani la un computer tomograf? Este plauzibil, pentru că accidentele vasculare, v-am spus, nu sunt numai o boală, sunt o multitudine de manifestări și așa. Cum este posibil? Există ca mecanism al accidentului vascular cerebral. V-am vorbit despre cel aterotrombotic, cel cu AIT-ul, cu accidentul ischemic tranzitor. Dar în afară de acest mecanism, mai sunt și alte mecanisme. Și acum să vorbim un pic despre accidentele vasculare cerebrale care trec neobservate. Unul din accidentele vasculare care poate să treacă neobservat este accidentul vascular pe care noi îl numim lacunar. Ce se întâmplă? Într-o hipertensiune de lungă durată sau în diabetul zaharat, arterele foarte mici suferă un proces de modificare și de îngustare și înfundare a lumenului. Dacă o arteruță care are ca diametru sub un milimetru se înfundă, rezultatul este un accident vascular cerebral de mică dimensiune care poate să treacă complet neobservat de către pacient. Poate să aibă o zi în care e indispus și el, de fapt, să fi făcut accidentul vascular cerebral, care fiind mic și fiind în substanța albă, nu este manifest clinic. Patologia asta a vaselor mici, în schimb,
nu se manifestă numai pe un vas mic. La urma urmei, după o vreme, poate afecta un alt vas mic și un alt vas mic, pentru că suntem într-un fel de rețea în care toate vasele mici au de suferit mai mult sau mai puțin. Și aceste lacune ajung să aibă un efect cumulativ. Deci pacientul nu simte ceva, că reușește cumva să treacă pe lângă structurile care au manifestări clinice, dar începe să fie mai indispus, începe să se concentreze mai greu, are fenomenul de gândire dureroasă, este irascibil, poate are tulburări de somn, este trist și nu știe de ce. Deci astea sunt manifestări de stadiu 1 al lacunarismului cerebral. Și boala asta vaselor mici, pe măsură ce se acumulează aceste lacune, duc în timp la disfuncție cognitivă, adică la tulburări de memorie și la tulburări de gândire. Și asta, în timp, se constituie ca demența vasculară, în care ischemii multiple în diverse locuri ale creierului afectează procesele cognitive, afectează interrelațiile dintre diversele părți ale creierului și duc la manifestări clinice evidente. Vă mulțumim pentru această lămurire. Nu știu câți dintre noi s-ar fi gândit că accidentele vasculare produc ischemii multiple, deși pe teritoriul mic, care iată se cumulează și afectează în timp. Au un efect cumulativ și, într-adevăr, au o evoluție în timp. Nimeni nu întinerește. Asta... Mare dreptate aveți. Poate din păcate. Da. Deși am discutat mai înainte, haideți să dezvoltăm puțin, să discutăm mai pe larg despre complicații, principalele complicații ale accidentului vascular cerebral, fie el ischemic, hemoragic. Cea mai importantă complicație, nu știu dacă să le numim complicații, hai să zicem deocamdată consecințe și pe urmă vorbim și de complicații. Consecințele cele mai importante sunt clar cele legate de deficitul neurologic. Pacientul cu un accident vascular cerebral întins rămâne cu un deficit motor. Asta înseamnă că el rămâne paralizat cu o parte a corpului. Nu mai poate folosi. Nemaiputând folosi o parte din corp, evident, toată viața lui se schimbă. Nu mai se poate îmbrăca cum trebuie, nu mai poate participa la activitățile la care participa înainte, nu mai poate desfășura o activitate profesională. Deci, deficitul motor, e clar, e o formă de handicap care e acolo. Și cumva nu se poate face abstracție de el. Dar deficitul motor e un aspect. Mai sunt și aspecte, consecințe de natură senzitivă. Pacienții după accident vascular cerebral pot să rămână cu niște dureri foarte intense într-un hemicorp. Asta este durerea neuropată centrală, cu caracter de usturime, arsură, extrem de neplăcute, care dureri la rândul lor determină o reacție depresivă din partea pacientului și determină o calitate a vieții foarte proastă. Din punct de vedere a altor simțuri, pacientul poate să rămână cu tulburare de vedere. Hemianopsia homonimă, stângă sau dreaptă, face ca pacientul să nu mai perceapă lucrurile care se întâmplă în stânga sau în dreapta lui, depinde de unde e localizat. Și evident, în condițiile astea, nu mai poate primi acordul pentru a șofa, nu mai poate desfășura anumite activități profesionale. Uneori, mai rar, pacienții pot să rămână chiar cu o surditate. Dacă e un accident vascular mic de trunc cerebral, pacientul poate să rămână surd. Pacientul poate să rămână cu tulburare de limbaj. Cel mai adesea rămâne cu o tulburare de limbaj de tip motor, adică nu se mai poate exprima coerent, nu mai găsește cuvintele, nu mai formulează frazele cum trebuie. Se enervează că nu găsește cuvântul potrivit. Dar se poate întâmpla ca limbajul lui
producția lui de limbaj să rămână intactă, în schimb să nu înțeleagă. Dacă îi se dă un ordin din ăsta complicat, de genul du mâna la urechea stângă și scoate limba, pacientul nu mai e în stare să urmeze această secvență de ordine. Nu înțelege. Nu mai înțelege frazele complexe. Nu mai înțelege exact ce vrea să spună cineva în limbajul lui. Pacientul poate să rămână cu acalculie. Nu mai poate socoti. Nu mai știe cum e aia 15 fără 7. Nu poate să realizeze. Bun, înmulțirea, împărțirea, poate că o poate spune mecanic, dar când e vorba de a aduna cifre mai mari sau de a face scăderi, nu se mai descurcă cu cifrele. Pacientul poate să rămână cu așa zisă amnozie digitală. Nu mai știe care-i inelarul, care-i degetul mare, care-i degetul mic, îi se par toate la fel și toate la fel de oricum denumit. Pacientul poate să rămână cu tulburări de orientare vizospațială. Nu mai știe să facă harta României. Nu mai poate plasa principalele orașe pe o hartă. În principiu, această sarcină o cam îndeplinește orice om care are 8, 9, 10 clase. Deci nu ar trebui să fie o problemă să facă o hartă și să fixeze niște orașe. Dar pacientul cu accident vascular cerebral poate să aibă tulburări de factura asta și să nu mai fie în stare. Nu mai poate reconstitui drumuri, nu mai poate reface trasee, se poate rătăci din cauza acestor tulburări de percepție vizuospațială și de înțelegerea spațialității. Pacientul poate să rămână cu tulburări de memorie, asta este destul de clar, și dificultăți de a învăța informații noi. Pacientul poate să rămână cu, și cu alte tulburări de natură neuropsihică, poate să rămână cu agnozia culorilor. Nu mai știe care e verde, nu poate să le denumească sau pur și simplu nu le mai recunoaște. Poate să aibă și alte tipuri de agnozii. Se cheamă prosopagnozia. Nu mai recunoaște oamenii după față. Îi recunoaște după voce, îi recunoaște după mișcări, după îmbrăcăminte, dar după față toți oamenii par foarte la fel. Deci, ca și consecințe ale accidentului vascular cerebral sunt foarte multe, pentru că creierul nostru este extrem de complex și practic fiecare funcție a creierului poate fi deteriorată de către un accident vascular cerebral, care nu prea alege ce parte a creierului să afecteze. Adică, bine, sunt niște reguli mari, dar nu până la ultimul pacient. Astea sunt consecințele accidentului vascular. Așa ca și complicații, aici vorbim efectiv de aspecte medicale. Accidentele vasculare masive se pot complica cu pneumonie, cu infecții urinare, cu insuficiență renală, cu insuficiență cardiacă, cu tulburări de ritm, cu escare, cu spasticitate, care este un semn care apare pe termen lung, cu reacție depresivă. Deci, ca și complicații propriu-zise, sunt o listă care aproape că nu se mai termină. Florentina Nichita ne spune: urmărind această emisiune am înțeles multe lucruri foarte interesante, dar m-au pus pe gânduri. Da, sigur, scopul nostru nu este să vă speriem, dar dacă aveți bănuieli că puteți avea factori de risc, tocmai am discutat despre ei, deși Laura Istudor întreabă care sunt cele mai frecvente cauze care pot duce la un accident vascular cerebral și o să reluăm imediat să discutăm din nou despre cauze, pentru că întrebările dumneavoastră sunt foarte importante pentru noi și vrem să vă lămurim. Așadar, doamna Florentina, dacă v-am pus pe gânduri, probabil aveți și motive și ați putea să faceți niște investigații și ne bucurăm că v-am lămurit și sensibilizat, desigur. Și dacă mai aveți nevoie de lămuriri, așteptăm întrebările dumneavoastră cu drag și interes.
Așadar, doamna doctor, haideți să reluăm discuția vis-a-vis de cauzele de accident vascular cerebral. Da, că aici ar trebui să, într-adevăr, să detaliem, pentru că pe unele le-am atins doar tangențial. Putem să spunem că cauza principală a accidentelor vasculare cerebrale este hipertensiunea. Asta stă cumva la baza tuturor proceselor fiziopatologice, dar dincolo de hipertensiunea arterială, mai sunt, totuși se mai identifică o serie de cauze. Și atunci revenim cumva și la clasificarea tipurilor de accident vascular, pentru că așa ne stratificăm cumva și etiologia. Deci am vorbit despre accidentul aterotrombotic cu variantele lui de atac ischemic tranzitor și respectiv accident vascular constituit, care are ca și cauză ateroscleroza. Un alt tip de accident vascular este accidentul vascular embolic. Și aici acest accident vascular embolic merită o discuție aparte, pentru că ce înseamnă asta? Asta înseamnă că de undeva din corp inima pompează un tromb care se oprește undeva la nivelul unui vas cerebral. Trombul ăla se poate opri oriunde în organismul nostru, doar că la nivelul creierului avem o problemă, și anume circulația e de tip terminal. Deci dacă o arteră s-a înfundat, este înfundată și nu mai avem ce face. Dacă un pod peste bega s-a blocat, asta este, toată lumea se adună în spatele blocajului respectiv. Mai are câteva poduri la mare distanță. Deci nu există posibilitate de supleere. Dacă exact același fenomen se întâmplă undeva, să zicem, în mușchi, acolo există o rețea de vase adiacente care imediat reinjectează pe colaterale și se reface circulația și nu prea sunt consecințe dramatice, decât dacă e vasul mare, sigur, se poate întâmpla și acolo o catastrofă cu accidentul vascular embolic, nu-i chiar lipsit, dar în principiu există în alte organe posibilitatea de supleere prin colaterale. Cel mai mare furnizor de embolii rămâne cordul. Și din bolile inimii, cel mai important furnizor de embolii este fibrilația atrială. Și fibrilația atrială apare la un cord care suferă de mulți ani de o cardiopatie ischemică, dilatativă, infecțioasă, orice variantă, care la un moment dat nu mai face față și modificându-se anatomia atriului și modificându-se structura efectivă a inimii, dezvoltă această tulburare de ritm cardiac care se numește fibrilație atrială. Asta înseamnă că ventriculul se contractă oarecum ritmic. De fapt, se contractă aritmic, dar are putere de pompă, ok, doar că atriu, în loc să aibă o contracție concomitentă cu a ventriculului, fibrilează. Prin mișcările lui foarte fine, nu mai plimbă sângele în interiorul lui așa cum l-ar plimba dacă ar fi în ritm sinusal, și că sângele stagnează un pic în atriul ăsta fibrilant. Stagnând, el are tendința spontană să coaguleze. Și dacă în atriu există un cheag, de obicei un cheag destul de mare, de câțiva centimetri, la un moment dat, cheagul ăla se desprinde și pleacă în circulația generală. Se oprește oriunde. Poate să dea ischemie de membru inferior, poate să dea ischemie mezenterică, poate să dea o grămadă de alte manifestări ischemice, adică să sufoce țesuturile dependente de vasul ăla. Dar mai ales poate să dea accidentul vascular cerebral de natură embolică, adică să înfunde un vas mare la creier. Consecința este o hemiplegie masivă, pentru că sunt vase mari care se înfundă. Dacă cheagul e mare, nu pătrunde până într-un vas mic, se oprește unde se oprește, de obicei un vas destul de mare, și accidentul vascular este extrem de grav, cu mortalitate mare, cu sechelaritate extrem de mare și cu
handicap important, mai frecvent parcă un pic la femei decât la bărbați. Deci accidentul vascular embolic este efectiv o catastrofă. Și merită discutat despre el, pentru că fibrilația atrială are tratament. Nu atât ca fibrilația atrială, dar accidentul vascular cerebral se poate preveni cu tratamentul anticoagulant. Deci pacienții care sunt pe noile anticoagulante orale, că sunt 3-4 pe piață, există și anticoagulante orale mai vechi, cum e sindromul, un pic mai neplăcut de manevrat, trebuie în continuare să și aceste medicamente, pentru că de fapt sunt salvatoare pentru ei. Un accident vascular pe o fibrilație atrială este într-adevăr o catastrofă. Deci asta este o altă cauză, cauza embolicenă. Un alt tip de accident vascular și care se leagă și de cauze este accidentul vascular lacunar, cel legat de boala vaselor mici. Am pomenit de hipertensiune, am pomenit de diabet, de vase mici, fine, care se înfundă și care dau tabloul de lacunarism cerebral. Și mai există o cauză de accident vascular relativ importantă, dar din fericire nu prea frecventă, accidentul vascular hemodinamic, în care ischemia apare din cauza unei prăbușiri a tensiunii arteriale. Și această prăbușire de tensiune arterială poate să aibă diverse cauze, hemoragii masive, boală diareică extrem de severă la vârstnic, stop cardiac, o tulburare severă de ritm. Și în condițiile astea, sângele, dacă tensiunea e mică, sângele nu mai poate pătrunde până la ultima rămurică din rețea și există infarctele cerebrale de graniță între două teritorii vasculare, acolo unde sângele nu mai poate pătrunde din cauza tensiunii arteriale mici. Acum, astea sunt cauzele accidentelor vasculare cerebrale ischemice. Cele hemoragice, repetăm, hipertensiunea cu modificările de vase care la un moment dat se rup fiind modificate. O altă cauză este ruperea unei malformații. Malformațiile arteriovenoase nu au o rată de rupere exagerat de mare, deci riscul este relativ mic, dar totuși un 2% pe an se rup. Și o altă cauză de hemoragie subarachnoidiană este ruperea unui anevrism. Acum, oamenii au impresia că cauzele accidentelor vasculare sunt legate de buna dispoziție sau proasta dispoziție psihică, că s-a supărat foarte tare și din cauza asta a făcut accidentul vascular. Numai factorii psihici nu sunt cauză propriu-zisă a accidentului vascular cerebral. După cum vedeți, hipertensiunea trebuie să acționeze 10 de ani ca să producă niște modificări în vase. Și vasele alea sunt modificate de ani de zile. Ce produce, eu știu, modificarea dispoziției psihice produce un dezechilibru a altor factori și, într-adevăr, poate să fie un factor favorizant sau precipitant, dar nu este cauză, ci doar participă la crearea unui mediu vulnerabil pe un fond în care factorii de risc și cauzale au acționat ani de zile, zeci de ani de zile. Deci nu e așa că s-a supărat pe vecinul că așa și s-a paralizat. E așa că are de 20 de ani hipertensiune, nu și-a tratat-o niciodată, era bine până când s-a supărat pe vecinul. Deci povestea începe mult mai de demult. E o poveste veche când ajungi să ai accident vascular cerebral. De-aia accidentele vasculare cerebrale sunt legate de vârstă, pentru că, da, într-adevăr, hipertensiunea trebuie să lucreze acolo tenace zi de zi, ani de zile, pentru a produce modificările. Accidentele vasculare la tineri au în general alte etiologii, sunt alte circumstanțele, deci aia este un alt capitol cumva. Dar altfel, cu cât mai în vârstă ești, cu atât mai mulți ani de hipertensiune, diabet și alte patologii asociezi, riscul crește cu vârsta.
Iată, foarte, foarte frumos și pe înțelesul tuturor ne-a explicat doamna doctor Daniela Raiț. Vă mulțumim pentru aceste explicații. Cred că toată lumea din fața televizorului a înțeles exact ce ați vrut să transmiteți. Foarte pe înțeles ne-ați vorbit. Gox Ionuț ne întreabă, varicele de pe picioare la persoanele vârstnice pot duce la accident vascular cerebral? Varicele de pe picioare nu prea pot duce la accident vascular cerebral pentru că sângele venos se drenează în plămâni. Și atunci, dacă e un tromb pe o venă, acela într-adevăr poate pleca, dar produce tromboembolism pulmonar, ceea ce este o altă patologie. Se poate întâmpla să producă și accident vascular cerebral cu condiția ca inima să aibă un defect septal, adică să existe o comunicare între inima dreaptă și inima stângă. Dar această modificare este o modificare destul de rară, nu se întâlnește în populație uzual. Și dacă există, mai degrabă produce accident vascular cerebral la persoane tinere. Pentru că defectul ăla septal-atrial poate să-și manifeste consecințele și la vârste mai tinere. Deci noi căutăm mai degrabă tinerii de defect septal-atrial sau interventricular decât vârstnicii cu tromboză venoasă profundă sau superficială. Dar riscul de embolie pulmonară este un risc foarte serios. Și embolia pulmonară de asemenea este o mare urgență, se poate muri și subit, în decurs de jumătate de oră nu mai există pacientul dacă embolia este masivă. Sper că l-am lămurit pe telespectatorul nostru, dacă nu îl invităm să revină cu alte întrebări. Altcineva ne întreabă dacă există factori de risc externi care pot duce la un accident vascular cerebral. Da, se citează. Spre exemplu, în traumatismele gâtului. Există accident vascular prin disecție de carotidă și disecția aia de carotidă poate să apară la tineri care, să zicem, se bat în seara asta fiindcă au consumat un pic prea mult alcool. Sunt loviți la nivelul gâtului undeva, se creează o leziune pe carotidă și carotida este alcătuită din mai multe învelișuri concentrice și dacă unul din învelișuri este lezat, sângele poate să disece, să intre între acele pături ale carotidei și la un moment dat să înfunde de tot carotida. Aceste accidente vasculare cerebrale, care sunt date de factori externi, în cazul ăsta traumatism la nivelul gâtului, sunt mai degrabă apar la tineri, la persoane relativ mai tinere și debutează cu durere laterocervicală destul de intensă. Deci ăsta este un exemplu de cauză externă care poate duce la accident vascular cerebral. Acum, altă cauză externă, da, se poate întâmpla să existe o placă de aterom la un vârstnic și la o anumită mișcare a capului să se desprindă placa de aterom de la nivelul carotidei. Cam așa. Vă mulțumim pentru explicație. Daniela Leu ne spune felicitări pentru emisiune, explicații foarte utile și pe înțelesul tuturor. Iată, exact cum am spus, sigur toată lumea a înțeles ceea ce am vrut noi să transmitem. Se pare, dragii mei, că mai avem foarte puțin din emisiune, timpul a trecut extrem de repede, mai avem un minut. Și cu această ocazie aș vrea să vă invit, doamna doctor, să le transmiteți niște sfaturi celor de acasă, gândurile dumneavoastră pentru telespectatorii noștri. Oh, nu m-am gândit așa la o frază de final, dar este clar că trebuie schimbat stilul de viață la cei care nu au un stil de viață sănătos. Este clar că trebuie să lucrăm la dietă. Dieta trebuie să fie cu cât mai puține dulciuri concentrate. Asta se pare că este dinamicul cel mai important pentru că tipul ăsta de dietă creează un anumit tip de stres, numit stres insulinic. Trebuie să schimbăm stilul de viață, trebuie să facem sport și trebuie să facem sport sistematic. Se pare că nu ajunge să faci sport o dată pe săptămână, trebuie făcut
mai des și eventual trebuie întreruptă munca din când în când și făcută un pic de mișcare, pentru că sedentarismul, ore în șir, este nociv. Un alt element la care trebuie să ne gândim, adică mai ales domnii trebuie să se gândească la sfărăit. Sfărăitul este un factor care în timp poate determina hipertensiune arterială, diabet, depresie și la un moment dat și accident vascular cerebral. Deci aici putem lucra fără intervenția doctorilor, fără industria farma, fără guvern. Un pariu al nostru cu noi înșine și dacă nu reușim, atunci apelăm la specialiști, ne tratăm tensiunea, ne tratăm colesterolul crescut, ne tratăm diabetul. Dar atunci intrăm în altă categorie. Deci mesajul meu este să vă protejați, că vă protejați creierul și mintea pe termen lung. Și dacă totuși se întâmplă o catastrofă, atunci apelați cât se poate de repede la serviciul de salvare. Funcționează relativ bine. Pentru Timișoara, timpul de așteptare e în jur de 20 de minute, ceea ce e remarcabil pentru, pentru ce circulație avem. Va veni, vă va ajuta. Intrați în fereastra terapeutică și consecințele vor fi mai discrete. Vă mulțumim frumos, doamna doctor. Emisiunea noastră a ajuns la final. Vă mulțumim frumos pentru atenție și, cum ne spune telespectatorul nostru Ionuț, să sperăm că în curând vom mări timpul, pentru că, iată, avem subiecte interesante. Pe data viitoare, la revedere!